Alexandru Grigoraș, în vârstă de 24 de ani, și-a început cariera de fotbalist la Calatis Mangalia, după ce a plecat de la Pandurii Târgu club la care a fost adus de tatăl său, Petre Grigoraș, în perioada când acesta antrena echipa. A plecat de la Pandurii și a ajuns în Giulești, formație cu care a semnat pe 2 ani din postura de jucător liber de contract nu a stat mult la rapid din cauza că echipa a retrogradat în eșalonul secund. După ce a părăsit Giuleștiul, fiul tehnicianului de la CFR, a iscălit un contract cu formația pregătită de Tibor Selimeș, săgeata Navodari. Alexandru Grigoraș s-a antrenat mari seara cu săgeata, dar, nefiind pus la punct cu pregătirea fizică, are șanse mici să debuteze luni în partida cu făcevasului din deplasare.